Uite, foarte deschis la toate propunerile și pe ceva de măstări. Da, am fost și eu, nu avea sens să cum să facem guvernul cu Orban și alte remarci. Chiar este o discuție pentru Concediul Pitești, nu are sens să facem politică aici. Trebuie să lucrăm efectiv pentru proiecte pentru cetățeni. Mulțumesc! N-am spus nimic de proiecte, dar nu am spus de trenul Orban, pentru că asta este... Așa am văzut eu, spre meu vechi. Area mea de expertiză este pe sănătate. Și de, ăsta este motivul pentru care mi-am expus punctul de vedere pe acest proiect. Pe celelalte proiecte aștept experții dumneavoastră. N-am făcut nicio aluzie. N-am făcut nicio aluzie politică. Chiar am apreciat toate proiectele pe care... Eu repet, cred că am demonstrat că sunt foarte deschis și apreciez toate propunerile venite din partea dumneavoastră, indiferent, nu mai avem. Am zis că facem administrație în matrice politică și așa trebuie să facem. Eu vă pot asigura un singur lucru, că voi fi foarte atent și foarte ferm ca banii să fie cheltuiți așa cum trebuie. Asta vă asigur și cei doi viceprimari sunt convins că vor face același lucru.